Doamnelor și domnilor, haideți să facem un ritual pentru ca acea persoană la care vă gândiți să vă dorească, să simtă dorință sexuală pentru dumneavoastră. Sau, dacă nu sunteți împreună, să aibă vise erotice cu dumneavoastră ca să-l împingă, să o împingă, să vă caute, să vă accepte, da? Dacă nu funcționează un ritual, încercăm altul, da? Trebuie să încercăm. Ca și la doctor. Dacă nu e bun un medicament pentru o boală, încercăm alt medicament, da? Aveți nevoie de o hârtie. Eu am hârtie așa, în formă de inimă, dar dumneavoastră puteți folosi o hârtie normală. Eu aici am scris numele și datele de naștere de la persoane, dar aici o să arăt ca și când dumneavoastră nu aveți hârtie asta, aveți hârtie normală, albă. Scrieți numele persoanei, numele lui, dacă sunteți femeie, numele lui. Robert, cum îl cheamă? Mario, nu mai știu. Și data de naștere. Da? Și numele de femeie, Elena. Și cum o cheamă? Data de naștere. Naștere. 15. Și aici desenăm o inimă. Nu știu dacă o să o desenez eu foarte bine, dar nu contează. Dumneavoastră desenați frumos inimă și așa trebuie să rămână. Deci să rămână data nașterii și numele. Cu creion roșu, cu pix roșu, cu ce aveți dumneavoastră roșu, creion, vedeți, eu am creion de colorat. Această hârtie... Aici unde am scris eu numele persoanelor și datele de naștere, nu se vede pentru că sunt... Hârtia este deja roșie, roză. Se împachetează în patru. Deci 1, 2. Și vă trebuie o lumânare roșie, de oricare, poate fi și mică. Deci în patru faceți 3 și 4. Ce fac cu ea? O să o ard. Și spuneți așa. Flacăra mea și a ta, flacăra mea și a ta de dragoste să ardă, să trăiască. Focul nostru să ardă. Deci, flacăra noastră să trăiască, focul nostru să ardă și roșu este culoarea dorinței noastre. De 3 ori. Da? Flacăra voastră pe care eu o să fac la acești oameni. Să trăiască, focul vostru să ardă și roșu să fie culoarea dorinței voastre. Da? Flacăra dumneavoastră. Deci spuneți flacăra noastră, dacă faceți pentru dumneavoastră. Acestor clienți, acestor persoane. Să trăiască, focul vostru să ardă. Și roșu este culoarea dorinței voastre. Așa. De 3 ori este suficient, că spuneți. Și cu resturile de la cenușă o să le aruncați în aer. Da? În natură. Eu o să fac așa pentru că... Puteți face în orice zi, nu contează luna, dacă e lună plină sau... Oricum, acum este o lună bună, este luna în creștere, da?
Așa se face. Și vă gândiți la acea persoană. Dacă această persoană nu este cu dumneavoastră, va avea vise erotice. Dacă este cu dumneavoastră, vă va cere sex imediat. În aceeași seară, în aceeași zi când faceți, da? Dacă vă concentrați bine pe acea persoană. Cam asta am vrut să vă arăt. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.